Salutare prieteni, eu sunt Mike de pe riz.ro, iar în tutorialul de astăzi vom învăța cum să facem like-uri pe pagina de Facebook. Mi-ați cerut voi și pe YouTube și pe fanpage să fac acest tutorial, așa că îl fac astăzi. Ok, vom folosi un site de care sunt sigur că ați mai auzit, este vorba de atmifest.com, dar nu-l vom folosi pur și simplu, ci o să adăugăm un mic script care ne va ajuta, un script de boți. Adică niște boți vor face treaba în locul nostru ca să putem noi să strângem puncte, iar în schimb acelor puncte să avem noi like-uri pe Facebook. Ok, pare complicat, dar nu e. Deci intrăm noi pe AdminFest, vă faceți un cont dacă nu apăsați pe butonul verde Try for free now. Dacă nu aveți un cont, eu o să mă autentific aici pentru că mai am un cont. Am și câteva puncte. Voi o să aveți de început 50 de puncte, le puteți folosi. Ok. Deci avem site-ul adminfest.com, ne-am autentificat. Avem nevoie de Mozilla ca să putem să facem acest lucru. Ce este Mozilla? Mozilla e browserul. Deci ca să știe toată lumea, browserul pe care navighez. Mozilla Firefox se numește, dacă nu-l aveți, îl descărcați. De ce avem nevoie de Mozilla? Pentru că vom avea nevoie de o extensie, un add-on pe care îl folosește Mozilla și care le putem descărca doar din marketul extensiilor Mozilla. După ce ne-am făcut cont pe AdminFest și am descărcat și Mozilla, intrăm pe Google și scriem i macros Firefox. Primul addons.mozilla.org. Dăm noi pe primul link ai Microsoft for Firefox, dăm Add to Firefox, se descarcă suplimentul, se instalează și probabil va cere și un restart. Îi dăm și un restart, pentru că acest iMacros a fost adăugat la browserul nostru Mozilla și a fost necesar un restart. Deci, după cum putem vedea, ne aportă aici o iconiță de la iMacros. Eu pus iMacros. Ok. Închidem și asta. Intrăm pe AdminFest. Ne-am autentificat. Iar pe site, de fapt, dedesubtul acestui videoclip, dacă sunteți pe YouTube, aveți un link de pe site, de pe riz.ro, cu un articol, adică articolul acestui tutorial în care veți găsi un buton de download pentru două fișiere. Fișierele astea. O să scriu eu mare să vadă toată lumea. Fișierele astea le dăm copy, mergem în documents, mergem în iMacros și dăm paste aici. Nu știu sigur dacă e aici. Încerc. Deci am dat paste aici. Mai deschid o dată Mozilla. O să avem nevoie de fișierele astea ca să putem să facem toată treaba automat. Nu, deci n-am făcut bine. Deci copiem fișierele, cele două fișiere le copiem în Mac, deci în documents, în iMacros, în macros. Și aici facem un folder iMacros sau nu știu. AdminFest. Orice folder nu contează, îi dăm paste, închid Mozilla, iarăși îl deschid din nou. Și avem două scriptulețe, unul pentru YouTube și unul pentru like-uri pe Facebook. Acum eu zic că eu am făcut treabă foarte multă cu YouTube-ul, pentru că e mult mai simplu să dai like. Deci, intrăm prima oară pe AdminFest, adminfest.com, ne autentificăm. Ok. Dăm pe iconița de la Iopus iMacros. Selectăm folderul unde am copiat cele două scripturi, cele două fișiere. Și acum selectăm ori pentru Facebook, ori pentru YouTube. Eu o să vă arăt pentru YouTube. Îi dăm, apoi selectăm AdminFest iMacros YouTube Bot, ce scrie aici. Dăm play. Și introducem valoarea.
de, nu știu, de like-uri pe care, unde se oprească, de exemplu, nu știu, 500. Puteți să puneți și 1000 și 2000. Iar în momentul ăsta el îmi face singur toată treaba. Adică nu trebuie să mai intru eu pe YouTube, să fac eu chestia asta, pentru că el îmi dă singur automat like. O să ne uităm împreună. Deci eu în momentul ăsta nu mai mișc mouse-ul. El practic intră, dă like, închide. Deci a dat like. Închide, preia punctele automat, apoi iarăși deschide alt videoclip, dă like singur și preia punctele. Mă mai las și pe ăsta și apoi o să discutăm. Deci aveam 203 puncte. Se închide automat 208. Ok. Eu îi dau stop. Voi puteți să lăsați ore în șir. Tocmai asta e ideea, să strângeți puncte. Ați strâns, după ce ați strâns punctele, v-am zis, lăsați laptopul, nu trebuie să umblați pe browserul ăla deloc, pentru că dacă umblați pe browserul ăla, o să împiedicați acei pași automați și nu o să mai facă puncte, o să o ia razna. Îl lăsați așa cât timp dormiți, nu știu, toată noaptea, dacă aveți posibilitate să vă lăsați laptopul deschis sau calculatorul, îl lăsați să-și facă el 1000, 2000, 3000 de puncte, iar apoi cum le folosim? După ce avem punctele, dăm pe butonul ăsta mare verde unde scrie Add Site Page și introducem Facebook, like, Facebook, share, Facebook, post, like, eu îi dau Facebook, like sau Facebook, like, da, Facebook, like. Putem selecta și țara de unde să primim like-uri, pentru că știți că site-urile de genul vă oferă like-uri din toată lumea și o să primiți și de la indieni și de la o grămadă. Deci puteți selecta România, puneți un titlu la pagină, puneți pagina de Facebook. Și KPK aici este cost per click, câte puncte să-i oferiți unui alt utilizator de a vă da un like. Și puteți să puneți 10. Dacă puneți 10 din 200 aveți 20 de like-uri. La 1000 de puncte aveți 100 de like-uri. Acum dacă vreți să puneți și 5, veți face dublu, dar le veți primi mai greu pentru că cei care au pus 6, 7, 8, 9, 10 au un avantaj. Ok, deci, nu știu, pun 10 și mai aștept câteva secunde să scadă punctele. Între timp, eu merg pe Facebook să văd câte like-uri am. Eu nu am foarte multe pentru că n-am făcut cu un program anume. Eu am puține, dar sunt reale. O să-l opresc pentru că nu vreau. Deci am 263 de aprecieri. Și dacă îi dau aici, deja am primit notificare. Îi dau un refresh. Nu s-au luat. Nu s-au luat încă. Mă rog, ideea constă în asta. Ați pus site-ul, dați la My Site și apar. Da, eu am pus 5. Tocmai de-aia nu primesc nimic, că e o valoare mică. Deci puneți 10, recomandat să puneți 10, după ce faceți 3, 4, 10 mii de puncte, vă puneți CPC-ul la 10, vă recomand eu, și așa puteți să ajungeți la 1000, 2, 3, 10.000 de like-uri, depinde de răbdarea voastră cât puteți să stați să faceți puncte. N-am zis că asta e singura soluție, dar mie mi se pare cea mai flexibilă, că e un lucru ușor și plus că ne ajutăm de acel script să facă treaba în locul nostru. Ok, cam atât și cu tutorialul de astăzi. Eu sunt Mike de pe RIS.ro, iar dacă tu ai, nu știu, vreo întrebare, vreo nelămurire, mă găsești pe RIS.ro, pagina de Facebook, RIS.ro, site-ul, sau chiar și pe YouTube. Pe YouTube însă răspund puțin mai greu. Pe Facebook, dacă ai nevoie de ceva, mă găsești acolo și discutăm. Ok, ciao!